De-a lungul timpului, adopția a suscitat nenumărate dezbateri, probleme legate de durata procesului de adopție, de calitatea procedurii, de barierele existente, fiecare caz în parte fiind în sine o poveste. Cele mai multe dintre problemele care duceau la piedicile existente în sistem au legătură cu faptul că accentul se punea pe dosare și mai puțin pe copii. În ultimii 3 ani de zile, ca o medie aproximativă a numărului de copii declarați adoptabili anual, era în jurul de 3300 de copii pentru care specialiștii din Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului făceau demersuri de deschidere a adoptabilității. Personal, mi s-a părut că acest număr este foarte mic. Am ajuns la cifra incredibilă pentru aproape 3 luni de zile, de 7822 de copii adoptabili în acest moment în România. La începutul implementării acestui plan de acțiune, atunci când am anunțat direcțiile că acesta este planul nostru de acțiune, aceasta este direcția pe care dorim să mergem, iată ce ne așteptăm de la dumneavoastră, au tratat cu superficialitate măsurile de revizuire a dosarelor în faza inițială, pentru că nu au crezut că voi urmări pas cu pas lucrul acesta, și asta se vede din cifre. Pentru că la început au făcut foarte puțin și pe măsură ce au văzut că lucrurile devin serioase, au început să se aplece cu mai multă atenție asupra dosarelor. Trebuie să vă spun însă că pe parcursul acestui proces am întâlnit și o grămadă de probleme. Pentru că, dincolo de cadrul legal, de legislație, care să știți că nu are atât de multe probleme cum pare a fi din exterior, problemele cele mai grave au legătură cu managementul, de cele mai multe ori sau de multe ori, să spunem, defectuos sau ineficient, derulat la nivelul direcțiilor în ceea ce privește procesul de adopție. Deci dacă avem niște bariere, dacă avem atât de mulți copii pentru care nu s-au deschis adoptabilitatea atât amar de vreme rămânând blocați în sistem, din punctul nostru de vedere, analizând o cantitate uriașă de date, principala cauză are legătură cu felul în care specialiștii din serviciile de management de caz, adică cei care trebuie să pregătească dosarele în vederea adopției și cei din serviciile adopției înțeleg să-și facă treabă. Astfel, trebuie să vă spun că pe parcursul acestui proces, dincolo de bucuriile pe care le-am avut legat de această creștere spectaculoasă a cifrei de copii adoptabili pe care am obținut-o cu o supraveghere zilnică, constantă, a felului în care oamenii aceștia înțeleg să-și facă treaba, am descoperit și lucruri care nu sunt deloc în regulă și o să vă dau un exemplu. O să vreau să vă povestesc despre situația de la Sibiu, cazul DGASPC Sibiu, pentru care în luna septembrie ANDPDC a făcut plângere penală pe numele mai multor angajați din cadrul DGASPC Sibiu, manager de caz, personal de specialitate, juriști, dar și în numele conducerii direcției pentru abuz și neglijență în serviciu. În acest caz, autoritatea a descoperit nereguli în cazul mai multor copii pentru care managerii de caz au dispus reintegrarea în familia naturală, deși atât autoritățile locale, adică primăriile, serviciile sociale din primăriile de domiciliu ale familiilor copiilor, au denunțat abuzurile din acele familii. Trebuie să știți că în momentul acesta în sistem există 49.765 de copii în sistemul de protecție, dintre care 12.175 se află în plasament la familia extinsă,
la una dintre rude, da? Iar 37.590 se află fie în asistență maternală, fie în centre de plasament. De asemenea, există înregistrate ca familie adoptatoare în România în acest moment 2.609 familii în România și 55 de familii atestate pentru adopția internațională. Adopția internațională însemnând că cel puțin unul dintre părinți este cetățean român, dar locuiește într-o altă țară decât România.